Bună dimineața, oameni buni! Ce faceți? Cum sunteți? Bine, sănătoși? Eu mă duc la muncă, deși nu prea am chef 6 dimineața. Dar trebuie să merg să trag niște tencuială decorativă și asta e situația. Mergem la ora 6. Aici vom trage acea tencuială decorativă. Avem data cu amorsă un alb murdar, să zic așa, să-l numesc cumva. Și aici avem un gri. Și o să ne apucăm de tras tencuiala. După ce tragem chenarul ăsta din mijloc și celălalt, o să ne apucăm și de fundație, să-i dăm cu amorsă, să dăm și acolo tencuiala decorativă. Așa arată tencuiala decorativă. Da, este de la Oscar pentru exterior. Aici avem cealaltă culoare, gri antracit, de tencuială decorativă. O amestecăm și pe aceasta, frumos, cu un melc. Nu trebuie amestecate foarte mult, doar un pic ca să omogenizăm și să legăm totul să fie perfect. Și ne apucăm să o întindem. După ce am amestecat tencuiala, da, frumos ca să nu fie, luăm o mistrie și o glătieră metalică, da? Eu am o mistrie mică pentru că așa e socoata la mine azi. Și ne apucăm să întindem pe perete. La mine aici e o treabă un pic mai ciudată pentru că am niște colțuri, niște tâmpenii pe aici. Da. Îi dăm bice. Da. Să fiu foarte ginga să nu murdăresc nimica ce am aplicat înainte. Și frumos îi dăm până sus. Stratul trebuie să fie cât mai subțire, adică trebuie să-l tragem ca să vadă pietricelele cu glătiera un pic înclinată. Da? Cam așa. La decorativa colorată trebuie să avem grijă ca să nu tragem foarte mult pe ea, că pietricelele din ea vin albe și atunci putem să avem surprize la să apară albiața de la pietricelele albe. Asta e șmecheria. După ce am tras totul frumos, luăm o glătieră de plastic, da, asta e glătiera de plastic, să fie curată. Și cum vrem finisajul, se poate da de sus în jos scoarță de copac sau drișcui. Aici se dorește scoarță de copac,
o să luăm de sus în jos frumos. Ceea ce trebuie să ținem cont, decorativa nu se trage pe timp de căldură, chiar și scrie pe găleată temperatura aerului, să nu fie cald, că se usucă foarte repede și nu iese ce trebuie. Și nici nu trebuie să se lipească de gletieră. Uitați aici. Aici este foarte moale și atunci dacă dau cu gletiera, rămân urme și se lipește foarte mult de gletieră, da? Deci aici trebuie să lăsăm să usuce. Trebuie să fie cum în partea asta la altă. Adică dau cu gletiera și să rămână frumos. Acum eu nu vă învăț. Ca să... Că nici eu nu trag multă decorativă, dar o să vă arăt la final cum arată. Și la gata arată cam așa. Asta avem cea gri. Aici avem alt stâlp. Și o avem și pe cea albă. Cam așa arată tot gardul. Deci cam așa a ieșit structurata noastră, sau să o numim cumva, tencuiala decorativă. Eu zic că a ieșit bine. Nu suntem noi așa meseriași, dar ne pricepem. Hai numai bine la toată lumea!